Mulțumesc foarte mult, domnul Fender, pentru această manea. Nu am cerut-o, dar am primit-o. Mulțumesc din suflet. Este noua mea manea preferată, dragi prieteni. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă reacție. Și dacă tot am început așa melodic, astăzi vă voi arăta piese pe care nu le-am lansat niciodată. O parte dintre ele este posibil să le știți din alte videoclipuri, însă o parte dintre ele nu au fost niciodată arătate pe internet. 5 Gang a lansat multe piese, însă mai multe n-au fost lansate. Că nu ni s-au mai părut nouă bune, că au fost poate caterinși prin studio care nu trebuiau oricum niciodată lansate și așa mai departe. Astăzi vi le voi arăta pe absolut toate. Dar înainte să începem cu prima piesă, vreau să vă rog din suflet să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, fiindcă peste 70, cel mai aproape 80% dintre cei care mă urmăriți pe Sherry Show nu sunteți și abonați la canal. Vă apar videoclipurile mele la recomandate, revedeți, vă uitați, vă bucurați de ele, dar uitați să apăsați subscribe, că oricum vă apar acolo la recomandate. Însă subscribe-ul ăsta pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Eu am mai avut de mult un videoclip în care am reacționat la piese interzise 5 Gang, însă până să ajungem la videoclipul respectiv, în aplicația mea de notes, de notițe de pe telefon, există atât de multe piese, atât de multe vavuri cu piese nelansate, băieți. O să începem cu o piesă 5 Gang care trebuia să fie lansată, o piesă pe care am tras, cred că eu și Mădărin, dacă nu mă înșel, n-a mai fost niciodată lansată și piesa se numește Tupeu. E o piesă care mie îmi place foarte mult, mi se pare foarte fresh. Am făcut-o în 2021, în aprilie 2021, deci trec aproape 3 ani de când am tras această piesă. Hai să o auzim, să vedem dacă trece testul timpului. În studio, quick, bombere, hiturile. La voi în studio, nici măcar n-aveți ace. Îmbrăca patru ace, știu să fac ești din orice. Am acer, ceva mă place, mă super, n-o dau la pace. Cu mașina fac jaroane, cu 5 Gang umplu stadioane. Nimeni nu e în stare să mă scoată din stare. Rezolv orice problemă din două telefoane. Vor rețeta, vor sosul secret, na. Vor mașini scumpe, dar n-au nici carnet, na. Se rup în figur, dar n-au niciun talent, na. Le-am dat lovitura, au dat faliment. Și refrenul? Poți să ai bandera, tata. Țoare Gucci, Fendi, Prada. Îți explic eu cum stă treaba. Dacă n-ai tupeu, degeaba. Numere, nu nume, numere, yeah, yeah. Cu băieții mei fac numere, yeah, yeah. Am tupeu, oameni, numele, yeah, yeah. Noi dăm sosul. Și aici am scris partea lui Gami, fiți atenți. S-a terminat când vin la microfon. Gami sos, v-am luat în vizor. Ochelari Dior, tricou Marcelo Buron. O dau mai bine decât voi și eu sunt afon. Chiar e afon. Dacă mă văd, îi apucă un fior. Nu-i niciun secret că fac bani și în somn. Dimineața mă trezesc, mă simt ca un campion. Și seara la petrecere mă fac avion. Și mi-am luat zborul, mi se spune tarom. Wizz Air, Easy Jet, trădau jet repărilor. Cum îi bat travizoarizări, e usturător. Gami Escobar, pentru ei El Patron. E drept o piesă un pic cam lentă, e așa mai slow paced această piesă, dar mie chiar îmi place, chiar mi se pare vibe. Le-am dat lovitura, au dat faliment. Poți să ai bandera, tata. Și mai aveam și o strofă, stai că mai aveam o strofă parcă în continuare, ia stați așa. Paparazzi, aparate, blitz, blitz, blitz. Sunt cu 5 Gang, ora un șpriț, șpriț, șpriț. Noi dăm trendul, se frustrează și dau dis, dis. S-au supărat pe noi că știm să facem business. Poți să ai bandera, tata. Ok, și parcă mai aveam și o strofă, era mai agresivă la final. Era mai pe hate, așa, că eram în beef atunci cu televiziunile. Și aveam cearta mea acolo. Și ia vedeți cum intru direct Uzi, fiți atenți. Am tupeu, 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 tupeu. Acum repare rău că au pronunțat numele meu. Acum păstrează distanța, s-ascund caravația. Am prea mult tupeu și fac bani din clasa șasea. Îi aud cum zic că o să pic, fac previziuni. Cu două vorbe am răspuns trei televiziuni. Vă faceți rugăciuni, vedeți că mâine e luni. Treceți la somnic, nu mai fiți nebuni. Îmi place mult piesa asta, n-am mai avut când să o lansăm, că am zis, bă, hai să închidem 5 Gang-ul, aveam deja piesa Porsche cu Dorian și aia a fost practic ultima lansare, dar uite, acum am avut șansa să vă arăt. Piesa 5 Gang Tupeu, mi se pare o piesă foarte, foarte, foarte reușită. Sherry Tupeu 1 se numește acest MP3. Bun, deci asta a fost piesa Tupeu, dragi prieteni. Mergem mai departe, ce să vă arăt eu vouă mai departe, ia să mă gândesc. O să vă arăt o piesă tot așa nelansată pe care am folosit părți din piesa asta cu Tupeu, o piesă cu Quick.
se numește Mașina mea de lux. Practic aici, mă rog, eu am dat la Caterinca pe piesa asta complet, n-a fost niciodată intenționat să fie lansată această piesă. Piesa se numește Mașina mea de lux, cu Quick pe refren, Quick are o strofă și am și o strofă. O arătăm de la început. Ia ca tata mana muia. Două bunăciuni în Mașina mea de lux. Piesa e lansată pe Spotify, dar cu alt artist pe ea, nu cu mine pe ea. Am două bunăciuni în Mașina mea de lux, ia. Cracii prea lungi până la pantofii fux, ia. Se lasă jos, ce mare e, ce reflux, ia. Pană de curent, dat o pun un cauciuc, ia. Mâinile pe piept, două buze pe trabuc, ia. Muzica în sânge, ta mana mă dă-n bursuc, ia. Steanța ta târnă pe cardul meu o usuc. Nu mă prind după coarde, ta mana mă-i ignifug, ia. Și aici intru eu, fiți atenți. Dar o să vedeți că sunt aceleași versuri cumva din piesa asta. Dar eu întâi am dat versuri pentru piesa asta, Mașina mea de lux, și după aia am zis, bă, versurile chiar sunt bune, poate între ele. Dar bine, aici sunt mai cu înjurături un pic, o să cenzurăm cât mai mult. În studio, Quick, bombele, hituri, rei. La voi în studio, nici măcar n-aveți ace. Îmbrăcat 4AC, știu să fac ești din orice. Mă super, n-o dau la pace, am acer, ceva mă place. Cu mașina fac jaloane, cu 5 gang cumpru stadioane. Pide de la firmare, trebuie să aibă și să aibă și burane. Au ajuns toate strâmpele la mine la crib, nu-mi se poate. Suferiți de mine, dar sunteți niște răchei. Gata, și de aici nu mai pot să vă arăt că e prea de tot. Da, deci a fost o Caterinca, n-am intenționat, vă dați seama, eu nu vorbesc atât de urât în spațiu public, adică. Cafea, ce p***a, mă, ti faci, p***aie, de ce ai început de jucurația și p***a ta de prost? Pentru că ai deschis ușa prost. Păi, eu ies cu viteză în p***a mea și mă duc, nu stau în p***a. Am văzut! Nu aș fi putut niciodată lansa așa ceva, dar sincer mi se pare absolut top cum am dat-o pe această parte, dragi prieteni, piesa numindu-se Mașina mea de lux. Mergem mai departe în aventura noastră cu piese nelansate și acum o să vă arăt câteva pe care probabil le știți deja și o să începem cu cea mai ciudată piesă pe care 5 Gang era să o scoată, prima variantă de la piesa VIP, stați că nu o găsesc, asta este, ia uite. Deci prima variantă de la VIP, da? O știți pe asta. Pun tricou sus pe mine, sunt un VIP, VIP, VIP. Fata asta m-a dat gata, e un prototip. M-a băgat în trip, are atâta trip, e făcută. Bă, uite cum intră, bă, ești de bun. Cred că e mai tare varianta asta. M-a scos din mood, haterii pe mood. Ups, te-am uitat și ți-am promis că nu te uit, da. Am bani de făcut, în topul trebuie să ajung. Cu oamenii mei cu care am fost de la început. Că vreau casă cu etaj, șeptare în garaj. Ei tăre când m-ai văzut, ai băgat viraj. Peste tot oameni farși, caut anturaj. Ia vedeți cum vine refrenul. De la ultimul etaj. Mă știi după mers, cobor dintr-un merț. Cel mai mare VIP, mă vezi cum strălucesc. Oh! Mă știi după mers, parchez într-un merț. Cel mai mare VIP, am tot ce îmi doresc. Fac bam bam ca un VIP, fac high cash, vreau Jeep. 5 Gang hit după hit, aduc sos ciocul mic. Fata mea se îmbracă în Gucci, fata ta se îmbracă în Fucci. Bat competiția, zici că-s Bruce Lee, la hater ăștia are cu Mucci. Am luat tot, urc în topul, trec neobservat. Vreau un șeptar, un palat, un avion. Bă, devine din ce e ce mai bună. Mereu atent, calculat, mereu focusat. Banii nu se fac, singuri o să ajung bogat. Mă știi după mers, bă, e talent. Cel mai mare VIP, mă vezi cum strălucesc. E mișto piesa, cred că era mai tare dacă o scoteam pe asta, dragi prieteni. Vă mai arăt una pe care o știți, dacă v-ați uitat la video-ul la trecut, o știți. Eu aveam un video, piese 5 Gang interzise, gen o știți dacă v-ați uitat la. Și după aceea o să vă mai arăt ceva ce nu știți. Ha, uite, fii atent, să vă cer feedback-ul pe un refren pe care l-am scris. Deci pentru piesa fun, vrem să facem piesă fun pentru film. O avem până la urmă pe aia cu oare cine e mai fan de Rechet Petrește Fan, pe care v-am și arătat-o, vă mai arăt odată. Care o să fie tare rău de tot când se lansează. Erica cu Petre Ștefan și cu Berechet pe piesă. Asta. Bagă-ne, bagă-ne, bagă-ne în bas house. Ne plac, domne, brunete și jate-ne, no doubt. Bagă-ne, bagă-ne, bagă-ne în bas house. Oare care e mai fan? Berechet Petre Ștefan.
cât e fan, dar nu e așa fan pentru tine. Dar, mișto piesa, dar înainte să iasă piesa asta, am contribuit și eu la o piesă care nu știu dacă o mai scoatem acum, un alt refren pentru fan, care mie personal îmi place, dar mi se pare că ăsta e mai bun. Dar eu mi-am imaginat o piesă gen foarte de club așa și am venit cu chestia asta, am gândit linia și refrenul, restul strofele sunt scrise de băieți, dar linia și refrenul... Las că vă arăt. Intrăm în club amândoi, aruncă lăutare cu bani pe noi. Și-a cu cap de șampanie, sloi pe mese, vreau să fac cum te-ndoi. Intrăm în club amândoi, aruncă lăutare cu bani pe noi. Deci refrenul vedeți că e scris de mine, e o nebunie. Nu-mi dau seama dacă e reim sau e tare. Și lumea a avut păreri împărțite și până am mers pe varianta safe. Dar vreau să vă întreb pe voi. Le-am pus pe berechis de-a pe refren, hai să vedem dacă vă place. Bani pe noi, și-a cu cap de șampanie, sloi pe mese, aici. Vreau să fac cum te-ndoi. Se mișcă slow motion. Asta e o gacică full option. 200 într-un Porsche, i-am luat Van Cleef și Chanel, se mișcă slow motion. Asta e o gacică full option. 200 într-un Porsche, viața cu mine e mult prea fun, 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 fun. Viața cu mine e prea fun, fun. Antord, mâinile sus. Viața cu mine e prea fun, 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 fun. Și fiți atenți. Viața cu mine e prea fun, 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 fun. Viața cu mine e prea fun, 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 fun. Nu-mi dau seama, alegeți voi care variantă vă place mai mult, aia cu oarecare e mai fun, Berche petrește fan sau asta cu se mișcă slow motion. Asta e o gagică full option. Asta e a mea, na, cumva mie îmi place mai mult asta că e a mea, dar voi vreau să fiți obiectivi, să-mi spuneți, bă, asta e un rahat, îmi place mai mult cealaltă. Dar asta este, nu știu, mă, mi se pare mie tare că aici se mișcă slow motion, asta e o gagică full option. Adică, ce mai vrei de la gagica asta că este full option. După aia zice 200 într-un Porsche, i-am luat Van Cleef și Chanel, adică. Și după aia cum zice, viața cu mine e mult prea fun, 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 nu știu, mi se pare mai tare așa. Dar asta este părerea voastră pe care vreau să o aud, poate le lansăm pe amândouă, de ce nu. Ne întoarcem iarăși la piesa VIP. Piesa VIP ne-am chinuit foarte mult și am dat foarte multe variante la ea, deci am făcut mai multe piese diferite și până la urmă piesa VIP o știți, e 5 Gang VIP care a ieșit. Asta a fost finala, acum mă știi după mers. Dar noi am mai încercat și varianta aia house, dance, pe care v-am arătat-o, gen aia cu mă știi după mers. Dar am încercat și o variantă, altă variantă care a sfârșit prin a deveni piesa Coco. Deci piesa Coco s-a lansat la un an distanță de piesa VIP și piesa Coco era de fapt o variantă a piesei VIP pe care n-am mai făcut-o și anume această variantă. Sherry, ce faci? Spar bam bam ca un VIP, yeah. Fac car cash, vreau Jeep, uh-huh. Five gang hit după hit. Aduc sos, cioc un mic. Focuri pe snap, după concert. Vara sunt fresh permanent. Forbes capital mi se pare corect. Am treaba mea, n-am timp să mă cer. Bari Thailand, Hawaii. Fac bani de la 12 ani. Londra, Milano, Dubai. Odura, hotel, opa, Sherry, stai. Stop, am deja un hit, baban. Tic-tac, ca un ceas servețian. Am muncit pentru ce am. Fășul ăla mare, periferie, la Bairam. Tu faci de eu fac coco. Tu faci de eu fac coco. Tu faci de eu fac coco. Coco. Exploit, între timp n-a mai fost să ajungă chiar să cânte piesa Coco. A, atâta e, după aia nu mai avem strofe. Deci asta era Coco, varianta inițială. Și hai, vă mai arăt ultima de final. Stai să văd că am mai multe, cred că o să fac și partea a doua. Vă mai arăt ultima, așa, de final una. Și după aia, gata, vă las că deja v-am dat multe ricuri aici. Știți piesa Dacă n-ai bani, a rugheboasă? Aia e piesa noastră, mă, pe care i-am dat rugheboasă. Deci știți piesa, a făcut 50 de milioane, mai mult decât orice piesă 5 Gang. Hai să vă arăt eu Dacă n-ai bani, da? Fiți atenți, Dacă n-ai bani, hit mondial 2021, da? O vedeți, 5 Gang, Dacă n-ai bani. Sherry de la Craiova și formația 5 Gang. Facem o melodie frumoasă. După ce am schimbat educația, schimbăm și manerele. Nu poți să ai chile, nu te îngrași. Dacă n-ai bani, ai cum să-i superi pe șmecherași. Dacă n-ai bani, ai nici ce să le lași la urmași. Dacă n-ai bani, dacă n-ai bani, da, dacă n-ai bani, nu trebuie să-i împrumuți pe frați. Dacă n-ai bani, nu mai... Iar te cumpăia că umărul. Piesă despre bani, o piesă despre lipsa lor, să vă intre la toți la sufletări. Zile pe curare. Dacă n-ai bani, n-ai probleme. Dacă n-ai bani, n-ai probleme. Dacă n-ai bani, n-ai probleme. Dacă n-ai bani, dacă n-ai bani, dacă n-ai bani. Mădura bancomat, fonduri insuficiente. Ta-n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 a. Fonduri insuficiente?
Nu, fonduri suficiente. Dacă n-ai bani, păi dacă n-ai bani. Gata, că e cu înjurături de aici, pentru că noi știți cum gândim piesele, cum le facem, mă. Ce puțin eu cum le fac. Eu cum ar veni, scriu o strofă, o dau la microfon și după aia, în timp ce o dau la microfon, mie îmi vine altă linie pentru strofa următoare. Și când zic strofa următoare, o zic cu înjurături, cum îmi vine mie în cap, știți ce zic? Adică, sau poate mă dau la microfon și din am versuri, am doar o linie și încep să fac tâmpenii în timp real, să zic tâmpenii pe ea. Bă, dacă să înțelegeți, noi la 5 Gang avem sistemul ăsta de a recicla și eu, în general, dacă am o idee care a fost bună și n-am folosit-o atunci, mi-aduc aminte de ea peste un an, peste un an jumate și se transformă într-o chestie de mare succes. Și Gami a împrumutat chestia asta de la mine și ați văzut strofa pe care i-am scris-o, da? Strofa scrisă de mine, da? Hai să vedem aici. Ia fiți atenți. Piesă Gami cu Mădărin, scoasa cu o lună. Ia să vedem ce strofă e aici. Bine, chiar e tare piesa asta. Fraților, ăsta a fost clipul, vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Foarte mulți dintre voi știți deja, nu sunt abonați. Dacă vă plac piesele astea nebune, noi nu o să cântăm la Bișpriz, dar alții mai talentați ca noi o să o facă. Bișprizul este în iulie și dacă vă luați acum bilet până pe 12 februarie, primiți la pachet și bilet gratis la Bass House The Movie, filmul de care mă ocup personal în aprilie în toate cinematografele. V-am pupat! Pa!